Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii România Creștină. Sunt Maria Jinga și vă invit să descoperim împreună, prin ochi de copil, istoria Sfântului Antim Ivireanul, să ne bucurăm de venirea primăverii, dar și de faptele de milostenie creștină. Toate acestea de la Biserica Sfântul Pantelimon, de la Foișorul de Foc, din București. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat anul 2016 drept anul omagial al educației religioase a tineretului creștin ortodox și anul comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul. Activitățile recente de la parohia Sfântul Pantelimon din București, aflată în vecinătatea Foișorului de Foc, a reușit să le cuprindă pe amândouă într-un singur eveniment. Pe de o parte, grija parohiei față de copii este una constantă, cu accent pe educație. Pe de altă parte, copiii din parohie au fost invitați să ia parte la istoria României prin realizarea iconografică a celebrei personalități ce a marcat cultura românească din secolul al XVIII-lea, Sfântul Mitropolit Antim Ivireanul. Totodată, micuții s-au bucurat și de apropierea primăverii prin realizarea celui mai frumos simbol, mărțișoare pentru cei dragi. Suntem la Biserica Sfântul Pantelimon. Vreau să-mi spuneți ce se petrece astăzi aici. Un nou program organizat de Departamentul de Copii și Tineret Ateneul Sfântului Pantelimon. De vreo 8 ani am reînființat acest departament cu numele acesta Ateneul Sfântului Pantelimon, un departament care își are originile încă din anul 1941. Scopul acestui departament era tocmai acest exercițiu pe care îl face biserica cu copiii și cu tinerii și care se materializează sub forma milosteniei creștine. Întemeitorii acestui departament sunt preoții Gheorghe Popescu Colibaș și Părintele Petru Ghesavin. Numai că tocmai aceste lecții de cateheză desfășurate de ei în cadrul departamentului a deranjat autoritățile comuniste și amândoi sfârșesc în pușcărie, în închisorile comuniste. Noi am reactivat acest departament exact așa cum a fost constituit atunci, cu scenete de teatru sau cu activități social-caritative. De exemplu, în momentul de față, desfășurăm un atelier de artizanat. Concret, copiii construiesc mărțișoare cu mânuțele lor, pe care apoi le vor împărți spre mângâiere bolnavilor internați în așezământul Sfântul Nectarie din incinta bisericii noastre. Am ales ca să împarte din munca lor pentru a înțelege că milostenia constă din a da ceva sub formă de jertfă, a te jertfi puțin pentru cel de lângă tine. Ei jertfesc din timpul pe care de regulă copil petrec altfel în weekend pentru a bucura pe cei bolnavi sau în vârstă. Știu că ei au un program mai larg, pe lângă acest atelier de confecționat mărțișoare, or să picteze și ați pomenit și de piesele de teatru pe care le fac. Da, pictura a intervenit în proiectul nostru de vreo 4 ani. Am început, cum vă spuneam, cu piese de teatru. Ne-am dorit ca orele de cateheză să fie trăite, nu doar învățate teoretic. Și atunci, cum poți să trăiești mai simplu decât să te pui în pielea personajelor pe care le interpretezi? Și au fost jucate până acum vreo 11 piese de teatru, începând cu nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cu jertfa sa pe cruce de Paște, am avut o piesă de teatru, Patim și Înviere, apoi felul în care s-a format crezul, am avut Fântâna Ortodoxiei, de exemplu, dar și cu ocrotitorii bisericii noastre,
Sfânta Cuvioasă Parascheva sau Sfântul Pantelimon au devenit la rândul lor personaje de teatru jucate de acești copii. Iar una dintre piese de teatru, Sfântul Vodă Brâncoveanu, a avut, să zicem așa, în comunitatea noastră un succes destul de larg, pentru că foarte mulți oameni ne-au cerut această piesă de teatru și atunci am pus-o pe un DVD și chiar am împărțit-o. Ne-a ajutat acest lucru pentru că le păstrăm. Se constituie în felul acesta o arhivă și, de exemplu, anul acesta, în piesa aceasta, Sfântul Vodă Brâncoveanu, apare ca personaj Sfântul Ierar Martir Antimi Vireanu. Tema acestui program din această parte a anului a Departamentului de Copii și Tineret este tocmai Antimi Vireanu, Sfântul Ierarh Martir. Și copiii vor picta chipul acestui sfânt. Deja ei sunt familiarizați de la această piesă de teatru cu personalitatea Sfântului Ierarh Antimi Vireanu și cred că vor picta cu mai multă dragoste chipul lui, pentru că le este cunoscut deja. Cine este coordonatorul acestui club de teatru? Cine se ocupă de scenarii? Scenariile sunt adaptate în funcție de profilul copiilor și atunci scenariul îl scriem noi. Noi construim scenariul în funcție de profilul copiilor. Ne inspiră. Deci copiii devin o sursă de inspirație pe care apoi noi o valorificăm sub forma unor personaje și le vine foarte ușor să interpreteze. Avem copii cărora le place să intre în pielea personajelor negative și aleg cu predilecție acest tip de personaj. Și vreau să spun că chiar fac figură foarte bună în rolul lui Rod, spre exemplu, sau în rolul lui Iuda. Și poate că și sunt amuzați de, îi distrează foarte mult lucrul acesta. Ce se întâmplă cu picturile pe care le creează copiii? Creați o expoziție sau sunt scoase spre vânzare? Icoanele sunt valorificate în două direcții, să spun așa. E greu ca să-l desparți pe copil de o icoană. Nu spun că, pentru că, de exemplu, alte produse pe care ei le fac aici de artizanat, le dăruiesc. Dar icoana, facem o excepție. Le iau și le duc în familie. E o cateheză. Mulți dintre ei, de exemplu, doar mama e credincioasă sau bunica. Dar ducând acasă o icoană, munca lor și restul familiei prețuiesc acea icoană nu pentru Sfântul Zugrăvit, ci pentru faptul că este jertfa copilului lor acolo, timpul și efortul copilului. Și atunci sunt convins că acea icoană este așezată într-un loc de cinste în casă. Și spuneam și de a doua direcție, și aici este cazul să amintesc de parteneriatul care îl desfășurăm formal și informal cu Școala Gimnazială Maica Domnului. Am găsit în Școala Gimnazială Maica Domnului, din parohia noastră, situată în parohia noastră, un bun sprijin în sensul că icoanele sunt expuse acolo în școală. Și tot ceea ce facem noi aici, practic se extinde și în școală. Ne puteți vorbi mai pe larg despre acest parteneriat? Da, cu toată plăcerea. De exemplu, în luna ianuarie, împreună cu Școala Gimnazială Maica Domnului, am filmat ultima piesă de teatru, Lumina Sfântului Andrei. Piesa aceasta a fost montată, am avut proiecția în biserică, iar acest fapt i-a stimulat pe credincioșii noștri să ajute niște cazuri sociale care sunt implicate în proiect. Vreau să vă spun că jumătate din copii sunt nucleul Departamentului de Copii și Tineret, dar cealaltă jumătate sunt cazuri speciale. Ați menționat mai devreme faptul că o parte din acești copii constituie nucleul și că există și niște situații mai speciale. Despre ce este vorba? Da, sunt niște copii deosebiți care provin din familii defavorizate. Și anul acesta, în acest proiect, cu ajutorul domnului Iulian Manta, antrenor de sport, i-am implicat și pe ei. Cum a început povestea? Părintele, domnul Iulian Manta, se spovedește la noi la biserică și la un moment dat am văzut că vine cu un grup de copii organizat. Și bineînțeles l-am întrebat ce cu acest copii.
Înainte vreau să-i spovediți, sunt niște copii pe care eu îi antrenez. Spovedindu-i, mi-am dat seama de dificultățile pe care le întâmpin acești copii. Am discutat cu domnul Iulian Manta și am înțeles dificultățile pe care le întâmpină el, pentru că îi antrenează gratuit. Sunt vreo 6, chiar 8 copii în situații dificile, fără posibilitate financiară să facă sport. Atunci, anul acesta ne-am propus să-i dăm o mână de ajutor. Și, practic, tot ceea ce realizăm aici, scopul este de a-l ajuta pe domnul Iulian Manta să închirieze un bazin unde să facă aceste exerciții, pentru că restul este absolut gratuit și el oferă gratuit la rândul lui. Aceste costuri însă n-a reușit să le amortizeze și atunci noi l-am ajutat cât putem. Sperăm însă că va găsi în viitor și el o posibilitate ca să cineva care să-l ajute permanent, pentru că ceea ce organizăm noi aici este de 2 ori pe an. Deci facem o dată februarie-martie și după aceea septembrie-octombrie programul nostru. Noi bineînțeles că și în toamnă o să facem același lucru și în continuare. Acum am devenit prieteni și colaboratori și parteneri și sperăm să fim parteneri de nădejde, cu atât mai mult cu cât în programul dânsului de antrenament sportiv a inclus și copii de partea cealaltă. Sunt copii care făceau parte din nucleul nostru, care acum vor să facă și ei sport. Iată cum s-a creat acest schimb. Deci dânsul a venit la biserică cu sportivi și acum îi dăm noi credincioși care să facă sport. Păi, este foarte important să facem și mișcare. Într-adevăr, e, așa cum este sportul pentru trup, mă refer la sănătate pentru trup, tot așa este și rugăciunea. Și crezul dânsului este acesta că sănătatea trupească nu se poate fără o sănătate sufletească. Și de aici și ne-am întâlnit probabil tocmai din acest exercițiu al milosteniei și asta ne-a dus împreună în acest proiect. Spuneți-mi, cum au primit copiii aceste ateliere? Au fost încântați? Copiii sunt încântați atunci când se simt importanți, când au posibilitatea de afirmare. De fapt, orice om. Nu cred că trebuie să ne fie teamă de acest vedetism, pentru că de multe ori când spui vrei să devii de vedetă, se creează așa, pui o stabilă în calea afirmării. Ori le oferim șansa afirmării aici, afirmării în sens bun, au făcut ceva și comunică faptul că au făcut acel ceva, nu înseamnă să te lauzi. Există și acest risc, nu asta fac aici. Trebuie să se descopere. Plecăm de la acest principiu, creând, te creezi pe tine însuți. Iar ei chiar devin creatori, învață să fie creativi aici. Și în felul ăsta își cizelează, își conturează, își lefuiesc propria lor personalitate. Spuneați mai devreme că datorită acestor ateliere, copiii învață să fie milostivi. Totuși, sunt copii, așteaptă să fie recompensați. O primă recompensă este faptul acestei icoane care merg acasă, se întorc acasă la ei. Și a doua recompensă constă în ceea ce tinerii, deci ei sunt copii, dar avem și departament de tineret, fac pentru ei. Toată munca lor o așează într-un periodic care apare lunar, apoi într-un album care apare, de câte ori avem un program de genul ăsta, de 2 ori de regulă pe an, și în alte broșurele cu piese de teatru pe care ei le primesc. Acestea sunt mici cadouri pe care biserica le face acestor copii care muncesc aici în biserică. Dar mult mai distractiv pentru ei, mai antrenant, consider că este pelerinajul care îl facem la încheierea programului nostru. Și am fost în pelerinaj plecând din București, cam în forma crucii, să spun așa. Ne-am dus odată spre Râvnic, am mers spre Giurgiu, dorim să mergem spre Peștera Sfântului Andrei, pentru că ultima piesă de teatru a fost despre Sfântul Andrei. Am fost înspre nord, despre Valea Prahovei și toate mănăstirile care în felul acesta le-am vizitat. Și în felul acesta își descoperă și țara. Pentru că un preot care a fost aici slujitor la biserica noastră, părintele Pâslar, avea o vorbă.
când miruia spune așa, să fii bun creștin și bun român. Iar ceea ce vrem să facem noi aici, să ducem mai departe, în spiritul de unitate și continuitate, acest principiu de a fi bun creștin și bun român. Am tot pomenit despre aceste piețe de teatru, am observat din imaginile afișate niște costumașe extraordinare și vreau să vă întreb, de unde provin aceste costume? Sunt închiriate sau se ocupă cineva? Părinții copiilor. Ei, de exemplu, este o fetiță care a jucat rolul cuvioasei Parascheva, Alina Vlad, iar mama ei a ales să facă ea costumele. Bineînțeles că noi folosim aceste costume de la o piesă la alta și mai îmbogățim cu ce se poate. Mai nou însă sunt și alte parohii care vin și ne împrumută costumele. Și ne bucură lucrul ăsta și le dăm cu generozitate. Împărțim ceea ce avem cu ceilalți. Pentru mine aceste ateliere sunt un sâmbure de socializare și cred că și copiii simt același lucru. Cum vedeți în viitor aceste ateliere? Ce vă doriți? Da, am un gând. Îmi doresc ca acest atelier să se desfășoare nu în biserică, ci într-o locație special amenajată în acest sens. E bine că e aici, pentru că se familiarizează cu altarul, cu tot ceea ce reprezintă biserica, dar cred că un așezământ care a fost idealul chiar al părinților întemeitori ai departamentului. Încă de la 1941, părinții Petru Savin și Gheorghe Popescu Colibaș proiectaseră, se gândiseră să facă un așezământ de genul acesta, însă a venit regimul de tristă amintire și toate planurile lor au picat. Dar noi sperăm, ne dorim din suflet să avem un așezământ în care copiii să aibă toate condițiile să se desfășoare, iar programul să se dezvolte. Dacă am avea un asemenea spațiu, sunt convins că am putea face mult mai multe proiecte și mult mai intens. Cum te numești? Ana Teodosia Olinici Tea. Câți ani ești ai? 6 ani și 2 luni. Tea, tu mergi la școală? Da, în clasa 0. Și cum e la școală? Îmi place foarte mult. De ce? Fiindcă doamna noastră este bună. Zici că îți place la școală așa și tu te joci? Ai timp? Mă joc și eu când mă întorc de la școală, când am timp. Mm-hmm. Și la biserică mergi? Da. De ce mergi la biserică? Fiindcă ca să ascultăm slujba și ca să știm cum să învățăm să fim buni. Da, dar astăzi ce se întâmplă aici la biserică? De ce ai venit? Fiindcă ca să pictăm, dar nu doar ca să pictăm icoane, așa, ca să mergem și la bătrânei de la spital să le dăm mărțișoare. De ce le dați voi mărțișoare? Fiindcă sunt bolnavi și sunt bătrânei la spital. Și mărțișoarele astea îi fac mai sănătoși? Nu știu, dar noi doar le aducem ca să se bucure. Să se bucure. Da, uite, eu am auzit că aici se fac și piese de teatru. Tu ai jucat într-o piesă de teatru? Da, am jucat într-o piesă de teatru. Nu știu cum se numea, fiindcă de mult era. Și ce personaj ai făcut, mai știi? Nu. Îți place să pictezi? Da. Și să confecționezi mărțișoare? Da, mami a zis că e cel mai bun opțional al meu. Adică că mă pricep foarte bine la pictură. Să știi că am observat și eu lucrul ăsta. Am văzut cum ai făcut felicitarea și cum ai început să desenezi acolo primăvara. Ghioceii mi-au plăcut foarte tare. De ce îți place să desenezi, să pictezi? Păi mi-mi place când desenez și pictez. Ce culoare îți place? Mi-mi plac toate culorile. De ce? Mai ales mov și roz. De ce? Nu știu. Simți o atracție și atât? Da. Oana Olinici mă numesc. Așa, sunteți mama Tei. Sunt mama Tei. Aveți un copil foarte frumos să vă trăiască. Sărmâna. Și dezghețat. Este darul nostru de la Dumnezeu. De ce spuneți că este darul nostru de la Dumnezeu? Toți copiii sunt copiii Maicii Domnului. Noi pe lumea aceasta avem doar în grijă și trebuie să-i creștem frumos, sănătoși și cu bucurie. Nu putem decât să iubim. Nu avem altă opțiune în viață. Doar să ne iubim copiii, să-i creștem frumos și să ne aducă bucurie.
cu siguranță faceți lucrul acesta foarte bine. Văd asta în ochișorii de ei. Spuneți-mi ce faceți astăzi aici. Sunt două ateliere. Este atelierul de creare mărțișoare și felicitări, pe care le vom duce apoi la bătrânii, persoanele care sunt bolnave, de la Sfântul Nectarie. Cumva este lecția de milostenie. Și apoi este atelierul de pictură. Anul acesta aniversăm pe Sfântul Antimi Vireanu și copiii vor picta icoane pe lemn cu Sfântul Antimi Vireanu, cel care ne-a învățat să spunem, ce să spunem de ea, rugăciunea în limba română și să fim milostivi. Să fim milostivi. Asta facem. Iar noi, părinții, venim, îi ajutăm, facem culorile, îi întindă bine acoarela pe pictură, pe lemn. Asta facem. Ne îngrijim de ei. Cum vedeți acest proiect în viitor? Mi-l doresc să fie în fiecare biserică din București și din toată țara. Este un proiect bun, un proiect care pe copii învață, în primul rând, să comunice unii cu ceilalți. Ei nu mai știu. Noi când eram copii era mai deschiși, acum toată tehnologia care este pusă la dispoziția copiilor îi înstrăinează unii de ceilalți. Cursurile acestea de la biserică învață să fie buni unii cu ceilalți, să se ajute, să fie altruiști și sper să fie aceste cursuri cât mai dese și în cât mai multe locuri din București, din țară. Ce părere aveți despre piesele de teatru? Sunt fantastice! Sunt fantastice, nouă ne plac, adulților, iar pe copii îi învață să fie de mai deschiși, multă istorie și să fie atenți la discursul unul cu celălalt, pentru că la fel, ei vorbesc, când vorbesc unii cu ceilalți, nu sunt atenți ce își comunică, dar prin orele de teatru și cursurile de teatru, Sunt atenți, sunt atenți ce-și vorbesc, învață istorie, învață despre literatura română, scriitori buni care nu prea sunt atât de citiți. De unde ați aflat de aceste ateliere? Cum ați ajuns aici? Îl cunoaștem pe părintele Bogdan Teleanu, îl cunoaștem de foarte mulți ani, suntem cumva... Din momentul în care s-au născut și copilașii, sunt prieteni și ne știm de foarte mulți ani. Și atunci, la invitația părintelui, suntem ca o familie, ca să zic așa. De aceea știu și am anunțat și eu și duc mesajul mai departe. Am venit și partenerul de dans al Tei, de acum la cursul de pictură. Și suntem așa, ne mărim. Care este spiritul aici, în biserică? Ca unei familii mari, bucuroase, împlinite, mare familie creștină. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele tău, fie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă azi și ne iartă nouă greșelile noastre și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită și ne izbăvește de cel rău. Amin. Am venit să pictăm, da. De fapt am început duminica trecută, da. Am venit să continuăm, așa, și proiectul de mărțișoare. Să confecționez. Azi a fost mai amplu, da. Data trecută a fost începutul și acum ne-am ocupat de mărțișoare. Bine, mai mult copiii noi am ajutat. Da, știți care este și scopul acestui atelier? Pentru ce se confecționează mărțișoarele? Da, am înțeles că se vor dona unui... Centru de bătrâni care sunt în bolnavi, da. Și se vor dărui de către copiii acelor persoane. Cum ați aflat de acest loc, de aceste ateliere? Am aflat prin toamna trecută, nu am reușit să ajung, deja proiectul începuse, da. De pictură, și ne-am propus să venim acum, în februarie, când a început din nou, printr-o prietenă. M-a dus aici, de a doua oară când vin și îmi place. Cum vedeți aceste ateliere pentru copilul dumneavoastră? Minunat pentru că e între copii, creează, îi place, bine o ia ca pe joacă. Nu știu cât înțelege de aici ceea ce face, dar e un început. Adică presupun că îi va prinde bine. În tot cazul este o alternativă a timpului liber. Asta în primul rând, da, pentru sâmbătă și duminică e minunat. Să nu ne jucăm acasă cu mașinuțele pe jos sau să facem altceva, să venim mai să pictăm, mi se pare chiar frumos. Cum vi se pare ca părinte
acest lucru, acest atelier este benefic? Cum îl vedeți? Bineînțeles, deci, bineînțeles. În primul rând, benefic, am spus, e la vârsta lui, cred totuși că o ia ca pe o joacă. Adică tot ceea ce face aici. Sper să înțeleagă mai târziu că sunt și lucruri serioase. Adică să învețe nu numai să picteze, să învețe să dăruiască, să fie milostiv, adică să înțeleagă, să ajute persoanele care sunt bolnave, adică să facă o bucurie unui om care este bolnav dăruind acel mărțișor. Pentru un viitor, o viitoare persoană matură, da? Credeți că este esențial să vină și să învețe să dăruiască? Da, da. Eu încerc să-l aduc cât de des pot la biserică. Da, sigur că da. Păi din copilărie se formează. După un asemenea atelier, cu ce sentiment plecați? Păi în primul rând vin cu foarte multe emoții legate de tot ce se întâmplă aici. Să se descurce, să fie bine, să se simtă bine. Și când plec un pic așa, știi, emoționată și epuizată și da, fericită de ce s-a întâmplat aici, normal, pentru el în primul rând. Vă simțiți mai bogată? Da, bineînțeles, sufletește, că de asta e vorba, sigur că da. Da. Voi știți, pe ceea ce facem aici, avem colaborare și cu școala Maica Domnului. Avem bucuria să avem aici pe doamna Julieta Mihăinescu, directorul școlii gimnaziale Maica Domnului, iar ceea ce facem noi trebuie să fie și să respecte legea și tot ceea ce condițiile societății. Și atunci vom semna un protocol de colaborare, noi am mai semnat și anii trecuți, și în baza căruia desfășurăm tot felul de concursuri, cum este și concursul, de exemplu, Biserica și școala din sufletul meu. Tot ceea ce noi facem aici, ne-am gândit anul acesta că împreună cu școala gimnazială să participăm la concursul național organizat de Patriarhia Română. Ce părere aveți de ideea asta? Mergem la concurs sau nu? Da! Protocolul prevede colaborarea între cele două instituții, prin care urmează să se deruleze mai multe proiecte, printre care se numără și participarea la concursul național de creație, Biserica și școala din sufletul meu. Concursul își propune să-i ajute pe participanți să își descopere prin activități de creație noi aptitudini și să își formeze anumite deprinderi, să promoveze practici noi privind învățarea și să realizeze schimbul de experiență între copii. Astăzi a semnat un protocol pe care îl tot semnăm, cred că de vreo 8 ani, și dacă aș putea să spun ceea ce încercăm noi astăzi cu copiii, să retrezim cumva istoria, practic e un handicap, dacă al zilelor noastre lăsăm cumva istoria deoparte. Astăzi, după 8 ani, aș putea să spun că deja suntem în istorie. Protocolul acesta îl semnăm conform legilor sociale, ca să spun așa. Însă el este semnat în sufletul nostru de foarte mult timp. Împreună cu Părintele Bogdan nu facem altceva decât să ne înțelegem misiunea noastră. Am o doză de parșivitate, dacă aș putea o numi așa, între ghilimele, sigur. Îmi doresc ca elevii mei să răspundă cumva întrebărilor tuturor părinților din școala pe care eu o administrez. Deseori am avut ocazia să ascult părinți care mă întreabă ce să mai fac eu cu copilul meu, că nu mă ascultă. Nu știu ce să-i mai fac, că stă până la două noaptea la calculator, nu doarme destul, este obraznic. Ei, iată răspunsul. Am încercat să le arătăm copiilor diverse lecții, lecții adevărate. Am fost surprinsă zilele trecute de o fetiță de la clasa 5-a să spună că religia de fapt nu se numește religie în orarul ei. Ea și-a trecut în orarul ei matematică, limba română, iar în locul religie a scris lecție de iubire. M-am întrebat ce înseamnă acest lucru pentru ea. Matematică, lecție de iubire. Mi-a spus că la ora de religie simte cu adevărat iubirea, pentru că asta încercăm să le arătăm. Faptul că ei vin și confecționează mărțișoare, pictează icoane, socializează,
mai mănâncă și o prăjitură, un suculeț. Este o imagine doar exterioară. De fapt, profunzimea este alta. Profunzimea este că aici își arată cu adevărat iubirea. Iubirea față de semeni. Săptămâna trecută am avut o lecție de milostenie. Ce am făcut noi cu piesa de teatru, spre exemplu, că sunt și actor, să știți, și nu e chiar așa un lucru de șagă. Suntem actori, actori. Părintele ne scrie nouă piesele, noi le jucăm. Împreună formăm actorii de mâine și să știți că suntem puternici pe piață. Ce am făcut? N-au știut. Însă când au aflat că, de fapt, piesa noastră s-a vândut, au fost foarte încântați. De ce? Noi înseamnă că suntem cineva. De fapt, copiilor cu anumite probleme sociale, trebuie să le arăți că sunt importanți. Și atunci, nu faci altceva decât să pui în inima lor ceea ce este important. Iubirea. Astăzi punem istoria, spre exemplu, pentru că îl pictăm pe Antimi Vireanu. Abia astăzi, după ce l-am vorbit, au înțeles cât de frumos nume are acest mare mitropolit al țării noastre românești. Antim, Ivireanul, suna într-un mare fel pe buzele lor. Abia astăzi au înțeles ce nume frumos. Mulți dintre ei și-au dorit să aibă acest nume, Antim, Ivireanul. Sigur că nu facem decât să punem o picătură mică, dar ce este important pentru mine? Să rămână triunghiul acela foarte vizibil. Și când spun triunghi, mă refer la bază. Baza fiind școala și biserica împreună, în colțul celălalt, familia, iar în vârful triunghiului să fie copilul. Ori împreună, chiar dacă este sâmbătă sau marți sau duminică, trebuie să o facem pentru copiii noștri. Era nevoie de semnarea acestui protocol? Era nevoie de semnarea acestui protocol. Așa cum spuneam, este semnat de mult în inimile noastre. Știm foarte clar ce obiective avem. Repet, cu mâna pe inimă, sunt un pic parșivă pentru că vreau să reduc cumva abandonul școlar, vreau să-mi ajut copiii cu probleme, vreau ca acești copii să facă sport, să-și ocupe timpul și vreau să răspund întrebărilor părinților. Iată ce trebuie să facem cu copiii noștri atunci când nu mai ascultă, când stau prea mult la calculator. Iată tot felul de activități cu adevărat educative și cu adevărat pline de iubire. Care este rolul școlii pe care o conduceți dumneavoastră în acest proiect? Nu mi-am trecut aici în acest proiect un rol anume. Face fiecare ce poate. Știm foarte clar că facem cu iubire. Practic pun la dispoziție, dacă ar fi să notez aici, o să mă gândesc pentru la anul, să trec rolul școlii. Practic pun la dispoziție materia primă, adică copilul. Ceea ce învățăm noi la școală teoretic, practic la biserică o fac sub forma activităților. Nu departe de zilele de ieri se discuta despre un învățământ românesc de foarte bună calitate. Suntem un popor foarte deștept. Ascultam această opinie din partea copiilor. Suntem foarte deștepți noi, doamna. Dar nu prea avem lecții de practică, spuneau ei. Își doresc acest lucru, practic. Ei, iată practica unde se desfășoară. Important este ca noi, respectiv eu și părintele Bogdan, să le oferim practică acestor copii minunați, până la urmă. Să aibă alternativa timpului liber. Exact. Să aibă o lecție de iubire, dincolo de toate. Domnul antrenor, ce faceți astăzi aici? Astăzi particip alături de copiii de la clubul nostru și nu numai, la acest program cultural-educativ, pe care eu îl văd foarte benefic, paralel cu sportul. Am observat că pe copii ajută foarte mult și mă refer aici în mare parte la cazurile sociale. Pentru că ceilalți copii participă alături de părinți, sunt înscriși la tot felul de programe, dar la acești copii pe care îi pregătesc cazurile sociale, am observat o schimbare majoră. Sunt mult mai așezați și practic din biserică primesc un duc de ascultare, ca să zic așa, de aici și au pacea sufletească.
cred eu, după ani de zile în care și eu vin la biserică și după o lungă perioadă de când mă ocup de acești copii, am observat lucrul ăsta. În acest proiect am căutat să îmbinăm undeva școala, sportul și biserica. A fost o surpriză pentru noi să observăm că o parte din copiii care s-au ocupat de piesele de teatru au făcut o donație pentru copiii de la clubul nostru. Le-au plătit abonamentul pe o lună. Am înțeles că și luna următoare se pregătește o surpriză. Și mergem înainte cu acest proiect, cu acest parteneriat, ca să zic așa. Da, donația a venit în urma a ce? De unde s-au strâns acești bănuți? Donația s-a strâns din acest proiect, din biserică, practic. În urma, de fapt, părintele Bogdan Teleanu le-a explicat tuturor ce conține acest proiect, le-a explicat despre noi. Copiii au aflat, copiii de la școala Maica Domnului, împreună cu doamna directoare, au aflat despre cazul nostru, că avem și copii defavorizați la club, pe care îi pregătesc fără sponsori, cum putem fiecare, și au fost impresionați și au vrut să facă acest gest de milostenie. Am înțeles, poate am înțeles greșit, piesa de teatru a fost înregistrată pe un DVD și apoi s-a scos la vânzare și din acești bănuți s-a făcut sponsorizarea. Ceva de genul ăsta, da. Oamenii au donat pentru piesa de teatru niște bani, enoria și bisericii și nu numai, le-a plăcut piesa. Copiii la rândul lor au donat banii copiilor de la clubul nostru, la Asociația Triatlon pentru Viață. Faptul că acest atelier are loc în sânul bisericii este un plus, fiindcă noi din biserică ne luăm seva, din biserică ne luăm puterea. Și eu le-am tot spus copiilor pe care îi pregătesc că înainte de trup, care include sănătatea trupească, care include și sportul, trebuie să ne ocupăm de suflet. Sănătatea sufletească este cea mai importantă, păi valorile morale și așa mai departe. Și de asta văd un plus pentru că acest atelier are loc în sânul bisericii. Înțeleg că la clubul dumneavoastră aveți și copii cu situații mai speciale. Da. Despre ce este vorba și cum îi ajutați dumneavoastră? Este vorba în primul rând despre copii de la centrele de plasament, copii care au fost pe stradă, pe care am selecționat, ca să zic așa, de pe stradă, sau ei ne-au selecționat pe noi și de care ne-am ocupat de-a lungul timpului. Aici, acești copii intră într-adevăr în cazurile sociale, dar ei sunt copii într-adevăr defavorizați, copii crescuți la semafoare, puși la cerșit de către părinți, pe care am căutat să-i ținem lângă noi, să-i ajutăm cum putem. Prin sport am încercat să-i ținem lângă noi, dar scopul principal a fost să-i școlarizăm. Cu o parte am reușit, cu o parte nu am reușit. În timp am selecționat mai multe cazuri sociale. Marea luptă, între ghilimele, a fost cu părinții. Părinții nu sunt deschiși către sport. I-am invitat să-i trimită la sport gratis. Probleme pe care încep să le aibă copiii cu părinții în momentul în care încep să vină la biserică. Pentru că sunt copii care doresc să vină la biserică, copiii pe care îi pregătesc. La programe culturale educative, alții să simt nevoia să aibă un preot duhovnic, să se spovedească, să spună și ei ce au pe suflet, să se împărtășească. Am observat că părinții, din momentul în care află că sau și întreabă copiii și află că merg la biserică, încep să îi îndepărteze și de mine, să nu-i mai lase la sport. Am cazuri clare. Deja acum urmează un băiețel care era un pic supraponderal, a venit la antrenamente
și după ce s-a împărtășit, au fost toate bune și frumoase, după ce s-a împărtășit lucrurile au început să se schimbe. Taică-sul nu mai lasă la antrenament, mai avem o fată care la fel, înainte i-a spus mamei că vrea să meargă să spovedească, să împărtășească. A fost întrebată dacă e sigură că vrea să facă asta și de aia și de taică-sul. Au vociferat puțin despre preoți, despre așa mai departe. Fata a venit, s-a împărtășit, s-a spovedit și ușor, ușor am văzut că nu mai vrea să vină la antrenament și sub influența părinților. Sunt sigur de asta că mi-a spus și... dar e ușor introvertită, nu... Deci sunt lucruri bune care se întâmplă, lucruri rele. Noi mergem înainte cu sau cu voia, cu sprijinul părinților sau nu. Încercăm să mergem înainte și să fim un exemplu pentru ceilalți copii, pentru ceilalți sportivi și sperăm în viitor să găsim, să obținem o sponsorizare de la cineva, pentru că acest sport este foarte costisitor, implică 3 probe. Notul, care e cea mai costisitoare, alergarea și ciclismul. Pentru not trebuie să plătim un bazin. Momentan suntem la bazinul de la Dinamo. Cu voia conducerii am fost acceptați pentru acești copii să plătim un abonament, nici nu cum gratuitate, dar totuși e un ajutor. Plătim un anumit tip de abonament pentru fiecare copil în parte. Sunt 2 copii pe un abonament, ajung costurile undeva la 160 de lei pe lună de copil. Într-adevăr, avem copii și cu posibilități materiale, cu părinții, în regulă, posibilități decente, cărora le plătesc abonamentul. Dar celor despre care vorbeam înainte, trebuie să ne descurcăm noi cum putem. Ce vă motivează în lucrul cu copiii? Dorința lor, în primul rând. La alții mă motivează situațiile pe care, prin care trec, tragice, zic eu, și ideea de a le crea de a-i susține în viitor, de a le crea o posibilitate, o perspectivă. Împreună cu școala, cu biserica, cred că putem să facem lucruri mari. Sportul, școala și biserica sau biserica, școala, eu așa le văd, ierarhic, normale, firești și sănătoase, biserica, școala și sportul. Niciun caz minte sănătoasă în trup sănătos, cum se tot spune. Cred că o minte sănătoasă nu poate fi, nu poate fi într-un trup sănătos dacă trupul nu are un suflet sănătos. Am venit să dau o mână de ajutor și sigur că am fost impresionată de entuziasmul atât al copiilor, dar și de dăruirea preotului Telean Bogdan. În ce constă ajutorul dumneavoastră astăzi? În a îndruma pe copii cum să-l picteze pe Sfântul Ierarh Antimi Vireanu și cum să, evident, cum să amestece culorile, care este ordinea. Cam dificil pentru că sunt vârste diferite și ei nu toți copiii înțeleg, dar sigur că cu pași mărunți ajungem, sper, la un final fericit. Care se va finaliza, din ce am înțeles, cu o expoziție de icoane, având în vedere că anul acesta este anul Sfântului Antimi Vireanu, deci comemorăm anul Sfântului Antimi Vireanu, dar și înțeleg că este și anul educației religioase a tineretului creștin ortodox. Și sigur că și din alte activități s-a văzut acest lucru. Este sigur o plăcere să lucrez cu copiii, ei sunt foarte entuziaști și am fost surprinsă să văd că sunt destul de organizați ei, adică au înțeles perfect cum să transpună desenul pe panoul de lemn, care sunt primele tonuri care se aplică prima dată, chiar anumite simboluri, aureola, ce culoare trebuie să aibă aureola, hainele, veșmintele, cum trebuie să fie, lucruri destul de tehnice, să zicem.
le-au înțeles destul de bine pentru fiecare vârstă în parte. Am venit să pictez și să fac mărțișoare. Și ce ai pictat? Am pictat Sfântul Antimi Vireanul. Cum ți se pare această idee cu atelierul organizat la biserică? O idee foarte bună, pentru că acasă nu prea am ce să fac și vin aici. Mă ajută să învăț mai mult să pictez, pentru că nu prea știu. Și mi se pare că fac și o faptă bună în fața lui Dumnezeu, că pictez o icoană. Am avut dățile trecute o doamnă profesoară care ne-a învățat și de la dânsa am învățat cum să fac foarte bine fața. Am învățat ce culori trebuie să pun, cum trebuie să fac nuanțele, dar am învățat și despre veșminte, cum să le fac, ce culori trebuie să pun, cum să fac umbrele. Facem pictură ca să fie un bun al nostru sufletesc, ca să vadă Dumnezeu că facem ceva și pentru El. Nu numai că venim la biserică și ne rugăm, dar facem și icoane. Și cu mărțișoarele este un bun pentru că ajutăm oameni care probabil nu au cine să, n-are cine să le dea mărțișoare. Să fii un bun creștin înseamnă să-L iubești în primul rând pe Dumnezeu, să-ți iubești aproapele, să-ți ajuți aproapele, să faci lucruri care îi plac lui Dumnezeu, de exemplu să pictezi o icoană și să-ți ajuți părinții. Ce se întâmplă cu mărțișoarele create astăzi aici? O să le donăm unor bătrâni bolnavi. După ce micile mărțișoare sau obiecte artizanale au fost gata, pasul următor a fost împărțirea lor, vârstnicilor, de la centrul paliativ Sfântul Nectarie, aflat în vecinătate. Scopul acțiunii a fost acela de a aduce un gram de bucurie celor aflați în suferință trupească și sufletească. S-a terminat activitatea pe ziua de astăzi. Haideți să facem bilanțul. Din păcate s-a terminat, pentru că atunci când pleacă copiii spre casa lor, parcă aș vrea să mai rămân aici. Și i-am simțit și pe ei la fel, cu același sentiment, așa, ne-am despărțit cam greu unii de alții. Cel mai tare i-a emoționat însă vizita la Centrul de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie, acolo unde eu mă așteptam mult să bată în retragere, să nu aibă curajul să meargă. Ori realmente s-au întrecut unii cu alții care să dea iconița și mărțișorul celor aflați pe pat de suferință. M-a bucurat să văd lucrul ăsta, înseamnă că și-au învățat lecția. Acum, icoanele lor care sunt neterminate, pentru că urmează, noi în fiecare duminică după Sfânta Liturghie facem acest lucru, poposesc aici în biserică. E o rânduială ca icoana să stea 40 de zile în biserică. Ei, cam pe parcursul a 40 de zile noi realizăm aceste icoane în general și icoana Sfântului Ierarh Antimi Vireanu va rămâne aici până la începutul lunii martie, când sperăm să fie finalizată. Ea va fi finisată cu ajutorul profesoarei de pictură, bineînțeles, astfel încât va arăta o icoană. Condiția este ca să arate ca o icoană și abia atunci le vom sfinți. În momentul în care considerăm că icoanele se apropie de chipul celui care e reprezentat acolo. Astăzi am asistat la o lecție de istorie și mă gândeam, în timp ce ascultam explicațiile despre Sfântul Antim Ivireanul, dacă putem face o paralelă între Sfântul Antim și sfârșitul Sfântului și sfârșitul Părintelui Popescu. Nimic nu este întâmplător, totul este proniator. Alegerea acestei teme a Sfântului Ierarh Antimi Vireanul are și acest mesaj. Părintele Gheorghe Popescu Colibaș, întemeitorul departamentului Ateneu Sfântul Pantelimon, a suferit temniță pe nedrept, ca și Sfântul Ierarh Antimi Vireanu. Problema este că această temniță i-a creat, după cum ne spun enoriașii, el fiind obligat să tacă ce s-a întâmplat acolo, a desemnat o declarație
care se regăsește în documentele, în arhiva fostei securități, în care este obligat să tac. Dar știu de la Enoriaș că în momentul în care s-a întors la parohie, era complet schimbat, iar partea dreaptă aproape paralizată. Ulterior, peste vremuri, a făcut câteva complicații care posibil să-i fi cauzat decesul. Iată că este un martir mai apropiat zilelor noastre decât Sfântul Ierarh Antimi Vireanu, dar tot dintr-o necugetare și dintr-un exces de zel al autorităților. Atunci când se pune mai mult accent pe literă decât pe duh, se întâmplă asemenea nenorociri în viață. Ori asta încerc să-i fac pe copii să vadă, dincolo de literă, să rămână cu duhul. Nu știu dacă își vor mai aminti felul în care profesoara de pictură i-a învățat să schițeze chipurile sfinților sau felul în care au fost învățați să facă o activitate sau alta. Dar important este ca duhul acesta al milei creștine, care a dispărut din societatea contemporană. Trăim într-o societate în care cinismul se pare că primează, iar cuvântul milostenie a căzut în desuetitudine, nu mai așa de desinvocat cum ar trebui. Ori încercăm, urmând sfatul Sfântului Antimi Vireanu, și așa cum ne-au învățat și întemeitorii acestui departament, să facem din mila creștină o lecție de educație a generației tinere de astăzi.